Bună seara, bună seara, dragi prieteni, bună seara la toată lumea, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Și de această dată, așa cum întotdeauna am venit în fața publicului care mă vizionează cu prezentări foarte interesante. Așa că, dragi prieteni, conținutul fiecare prezentări, sper din punctul meu de vedere că de fiecare dată voi, cei care aveți un coeficient de gândire aparte, v-ați dat seama că nu am făcut altceva decât să vin cu adevărul care este, dragi prieteni. Așa că și în această seară, și pe viitor și întotdeauna, nimic nu ne va opri să venim cu adevărul în fața publicului. Dragi prieteni, am avut o discuție telefonică cu al nostru, cu Leo. Dragi prieteni, acum să vedeți punctul meu de vedere că nu-mi place cearta în comunitate, dragi prieteni. Nu-mi place. Nu e frumos că s-au aruncat vorbe urâte, vorbe grele, care nu trebuiau spuse niciodată. O să vă detaliez în această prezentare. Așa că haideți să iau și eu loc ca să pot să încep să detaliez și discuția pe care am purtat-o cu Leo, dragi prieteni. Dragi prieteni, azi am stat de vorbă cu Leo. Prima dată am început prin a întreba cum se simte și dacă e bine. Știți foarte bine, chiar dacă, dragi prieteni, noi am mai avut pe parcurs discuții, fel și fel de discuții, dar acum ce să facem, dragi prieteni? Chiar dacă ne certăm, rezolvăm ceva? Eu, din punctul meu de vedere, consider că nu rezolvăm nimic cu cearta. Eu zic că de fiecare dată cu vorba bună putem rezolva multe și multe. Da. Așa că, dragi prieteni, haideți să povestim discuția pe care am purtat-o cu Leo. L-am întrebat ce are de gând cu cearta pe care o are cu bucătarul. El a continuat să spună, sică, așa cum ați văzut și în prezentările cu care a venit de fiecare dată, ce că bucătarul n-a ținut cont de mine, n-a ținut cont de respectul meu, n-a ținut cont de valoarea pe care i-am dat-o și multe beneficii care el profită de ele în ziua de azi. I-am zis, da, Leo, ai dreptate, dar hai să putem spune că și bucătarul a făcut mari sacrificii pentru tine și atunci când erai în detenție și tu și patroana, s-a sacrificat și el, așa cum am zis, dragi prieteni, și în prezentarea mea pe care am făcut-o, prezentarea anterioară, a filmat și a făcut tot posibilul să îți trimită bani. Da, sică, nu mai contează asta, contează vorbele urâte care le-a spus și amenințările care le-a făcut la adresa mea. Deci nu mai contează asta. Dragi prieteni, acum eu din punctul meu de vedere, așa cum v-am mai și zis, da? Eu sunt undeva la mijloc. Înțelegeți? Nu vreau nici cu bucătarul să țin, nici cu Leo, vreau să fiu undeva pe la mijloc. Înțelegeți? Așa că putem
spune lucrurilor, deci să spunem adevărul care e, dragi prieteni. I-am zis să înceteze cu aceste certuri, aceste vorbe urâte care vin din toate părțile. El a zis că n-o să înceteze niciodată cu aceste vorbe, pentru că bucătarul a început și el o să continue până când lumea o să-și dea seama unde și care este adevărul. Asta mi-a zis, asta vă zic și eu. Dragi prieteni, cei care a spus de fiecare dată, am văzut în diferite comentarii că lasă că se vor împăca ei și o să fie bine. Eu cred că nu, dragi prieteni. Chiar că, așa cum a zis Leo la telefon, că bucătarul s-a dus și s-a rugat de patroană și a cerut scuze pentru acele filmări care i-au fost blocate sau pot să mă exprim și așa, Leo mi-a zis că cu toate acestea, după ce au fost deblocate, bucătarul a început să vorbească la fel la adresa lui Leo. Deci eu vă zic ce mi-a zis. Și nu merita să fac acea procedură de a debloca acele prezentări pe cu care a venit bucătarul. Dragi prieteni, să vă spun un lucru important. Poate să certe cu Leo toată comunitatea din Srehaia. Toată comunitatea din Srehaia poate să certe cu Leo și vor rămâne dușmăniți. Pentru că cei ce veți crede că la ceilalți din comunitate, cei care se ceartă cu Leo se vor împăca, e mai greu. Dar eu și cu Leo, așa cum știți de fiecare dată, certurile noastre, oricare ar fi fost ele, la noi nu durează mult. La noi certurile noastre sunt trecătoare. Pot să mă exprim și așa. Sunt trecătoare. Puteți să le întrebați și pe Leo, și pe Alin, și pe toată lumea. Deci noi avem certuri trecătoare. Nouă ne trece repede. Dacă ne enervăm, ne enervăm atunci pe moment și asta e, inclusiv și surioara mea, Anca, așa cum m-am putut exprima, ceea ce vreau să zic, surioara Anca și toată lumea, dacă îmi dați dreptate, vreau să spun doar atât că acum o jumătate de oră am fost la mama. Mama nu se simte bine. După, așa cum am spus în premiera trecută, am fost cu mama de atâtea ori la Drobeta Turnu Severin, am obținut o programare pe data de 28, mai puțin, și mama nu se simte bine datorită amețelilor și acelor dureri pe care le are mama și plus frisoane de o lungă perioadă de timp, ceea ce nu e bine, dragi prieteni, deloc. Și zic doar atât, că trebuie să ne prețuim părinții și să fim alături de ei atâta timp cât trăiesc, dragi prieteni. Degeaba ne mai aducem aminte după aceea când nu mai sunt. Acum trebuie să profităm cel mai mult de timpul care ei sunt în viață, dragi prieteni. Indiferent de motive, indiferent de treaba pe care o avem, problemele și necazurile pe care le avem,
Trebuie să lăsăm totul deoparte și să fim alături de părinții noștri. Dragi prieteni, ceea ce vă rog și pe voi, pe toți, părinții noștri, că sunt în viață, trebuie să fim alături de ei. Eu asta am făcut, dragi prieteni, și asta voi face. Tata nu mai e de câțiva ani de zile, da? Acum eu, mama și, mă rog, ne aducem aminte de tata și înlăcrimăm, suferim, asta facem. Așa că trebuie să le prețuim părinții atâta timp cât trăiesc. Nu trebuie să spunem că avem treabă, că avem necazuri, să avem ceva. Pentru că, dragi prieteni, viața e scurtă. Viața e scurtă. Nu există motive în care noi să nu fim alături de părinții noștri. Eu asta mi-am asumat. Pe data de 28 o să merg cu mama și la acel doctor specialist neurolog care în toată zona noastră este un doctor foarte bun și să vedem de unde pleacă acele dureri și acele amețeli și frisoanele pe care le are mama de o lungă perioadă de timp, de anul trecut, mama are frisoane, oricum ar fi, fie cald, fie oricum ar fi. Dar, dragi prieteni, așa că, na, ce să mai zic, discuția pe care am purtat-o cu Leo, așa cum am zis mai devreme, nu vă mai așteptați că va fi o împăcare din partea lui Leo. Nu va mai fi nicio împăcare pentru că Leo nu acceptă nicio scuză. Și nu va accepta nicio scuză. Așa cum a zis și bucătarul că lui Leo nu i-a convenit de prima dată să facă prea multă prietenie cu bucătarul, cu cutunița, dar pe parcurs că au început acele chefuri de care am vorbit, acele prezentări cu care le-au făcut, într-adevăr, că și bucătarul a făcut multe sacrificii, dragi prieteni. Asta trebuie să recunoaștem. Multe sacrificii care le știți și voi. Așa că, cu privire la împăcare, acum, după cum mi-a zis Leo, că s-a rugat să îi se șteargă acele blocaje și notificări pe care le-a avut pe contul lui de YouTube. Da, într-adevăr așa e, dar pe viitor împăcare cu Leo nu va mai fi. Îl cunoașteți și voi foarte bine pe Leo, știți foarte bine atitudinea pe care a avut-o Leo de fiecare dată cu privire la certurile cu cei din comunitate și ce să mai zic. Da, dragi prieteni, cu privire care mulți m-ați întrebat dacă voi continua să fiu prezent cu Leo în diferite locații, la diferite, cum să mă exprim eu mai bine, la diferite așa ieșiri, la o cafeluță, la o ieșire așa de prietenie, pot să vă zic că da, într-adevăr, asta va fi. Cu toate, așa cum bine știți, că mie îmi place foarte mult aici în comunitate, aici în Strehaia, pot să vă zic că începând de săptămâna viitoare o să merg la București.
Aș vrea să mai fac și eu o ieșire, așa, un fel de relaxare, dragi prieteni, pe la București, bineînțeles cu Leo de la Strehaia și, dragi prieteni, să vă zic un lucru foarte important, îmi place foarte mult amuzamentul, că dacă stau aici în Strehaia, sunt numai așa trist, și așa am o stare, nu știu, așa mai, cum să vă zic eu, posomorâtă. Așa că consider eu că dacă o să fiu acolo, am și eu o mai bună dispoziție, atâta tot. Că știți foarte bine că altceva, mai mult de atât, nu am de obținut, dragi prieteni, decât amuzament și bună dispoziție. Deci eu asta caut pe viitor, amuzament și bună dispoziție. Așa că voi pleca la București să am parte de amuzament și bună dispoziție, dragi prieteni. Deci de săptămâna viitoare o să fiu la București. Poate că fie o scurtă perioadă de timp, poate că o lungă perioadă de timp, asta vom vedea pe parcurs. Dragi prieteni, așa cum v-am și povestit, de fiecare dată în prezentările mele, necazurile pe care le-am avut împreună, eu și cu Leo, necazurile, bucuriile pe care le-am avut împreună, și buna dispoziție pe care am avut-o împreună, dragi prieteni, am considerat și pot considera de fiecare dată că dacă noi ne dușmănim sau dacă noi ne certăm definitiv pentru totdeauna, zic eu că nu putem rezolva absolut nimic. Așa că putem proceda în așa fel să fim uniți. Că dacă suntem uniți, putem rezolva multe, dragi prieteni. Dacă suntem uniți. Nu neapărat că suntem rude. Nu neapărat că avem, cum să zic, principiile prin care am văzut și bune și rele, dar eu zic că e mai bine să fim în așa fel respectuoși unii cu alții, pentru că atunci dacă suntem respectuoși unii cu alții, vom avea de câștigat de fiecare dată. Ăsta este principiul meu. Cei care consideră altcumva că pot avea de câștigat prin ură, prin ceartă și prin dușmănie, e problema lor. Dar eu nu voi proceda așa ceva niciodată, dragi prieteni. V-am povestit de fiecare dată că, de exemplu, necazurile și suferințele pe care le-am avut, nu neapărat că au fost necazurile și suferințele mele. Le-am avut pentru altcineva. Acum eu nu am ce să fac altceva decât să fiu prieten cu acele persoane, ca să pot să fiu bine, pot să mă exprim puncte, așa. Înțelegeți? Cu privire la sora mea, Anca, că eu voi începe să fiu prezent cu Leo, dragi prieteni, asta nu înseamnă că dacă sunt cu Leo prezent, nu înseamnă că eu nu voi ține la sora mea, la Anca, și voi fi acea persoană în care să nu mă intereseze de Anca. Greșeală foarte mare. Asta nu are nicio legătură, asta o voi spune de fiecare dată, dragi prieteni. Așa că nu vreau să se mai spună că, de exemplu, dacă sunt în preajma lui Leo, asta înseamnă că nu țin la sora mea, la Anca. Deci asta e un lucru important care vreau să se țină cont de fiecare dată și nu vreau să mai fiu acuzat pe nedrept că
dacă sunt cu Leo, vai că e cu Leo și nu ține la sora lui. Nu, e greșeală foarte mare. Dragi prieteni, v-am spus de fiecare dată. Suferințele și necazurile mele, eu nu am de unde să mi le recuperez niciodată. Eu nu mi le pot recupera de la sora mea, de la Anca, pentru că nici ea nu are de unde, da? Eu trebuie să mă dau, cum să zic, bine cu toată lumea, ca să pot să-mi recuperez și eu parte din necazurile și suferințele mele și din cum să mă zic, să mă exprim eu mai bine, din ceea ce lumea, să zic așa, poate să îmi restituie. E bine, nu știu dacă e bine cum am exprimat. Așa că, dragi prieteni, nu am ce să fac. Înțelegeți? Dragi prieteni, am vrut să vin în fața voastră cu această prezentare, așa cum am făcut de fiecare dată, cu mult respect față de voi, fără niciun fel de, cum să zic, aberații, așa cum fac alții, dragi prieteni, pentru vizionare. Eu asta voi face de fiecare dată. Așa că, dragi prieteni, încheiem prezentarea din această seară, mulțumindu-vă tuturor și sper să fiu înțeles pe viitor pentru toate prezentările care vor fi, dragi prieteni, pentru că, așa cum repet de fiecare dată, voi cei care ați acuzat că, domne, dacă sunt în preajma lui Leo, înseamnă că nu țin la sora mea. Nu. Am vrut să fiu de fiecare dată și v-am repetat, undeva la jumate. Să fiu undeva la jumate, să nu mă dușmănesc nici cu aia, nici cu aia. Și am zis că o să fie bine. Pentru cei care nu înțeleg, am vrut să împac și capra și varza. Înțelegeți? Asta am vrut să fac. Dar, dragi prieteni, trebuie să vă gândiți și la mine. Că și eu, acum, chiar dacă am plătit cu necazuri și cu suferințe și am plătit degeaba, măcar mă rog și eu la Dumnezeu să mă recuperez și eu măcar din acele necazuri, cum să zic, din acele sume, pot să zic și așa, care trebuie să le primesc. Da, dragi prieteni, încheiem aici această prezentare. Și să spun ceva în încheiere, cei care se vor aștepta și pe viitor și își vor pune întrebarea dacă vreodată mă voi dușmăni și mă voi certa cu Leo, vă răspund de pe acum. Nu. Nu mă voi certa niciodată și nu mă voi dușmăni, pentru că dacă am crescut împreună, chiar în ciuda necazurilor și a problemelor pe care le-am avut, vom continua să fim prezenți, așa cum am fost de fiecare dată, cu bune și cu rele, cu toate că avem niște îndatoriri unul față de altul. Înțelegeți? Asta pot să vă spun. Nu pot să vă spun altceva decât vă doresc multă sănătate, multă fericire și multe bucurii tuturor, dragi prieteni. O seară frumoasă vă doresc și vă pup!